am venit din locul acesta ca să primim binecuvântarea lui Dumnezeu. Credem că toți care am venit din locul acesta vom fi binecuvântați de Domnul. Amin. Amin. Mă bucur să-L întâlnesc pe fratele Vadea, pe sora Vadea, pe toți ceilalți pe care vă cunoaștem și pe care nu vă cunoaștem. Dorim ca Domnul să-L binecuvânteze pe noi și pe dumneavoastră. Amin. Mă bucur să însoțesc fanfara Fișul Negru. Fanfara și are denumirea de la Domnul care colindă majoritatea localităților unde avem membri în această fanfară. Avem membri din Inca, membri din Giriș, din Tău, din Bată, din Talcoș și din alte localități care unde Fișul Negru nu trece. Membri din Salonta, fanfarești din Salonta, din Arad, din Ungaria și avem și un fanfarist de dincolo de Ocean, fratele păstor Ceudan. Îi dăm telefon, fratele este convocat și vine la repetiție de fanfară. Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Mă bucur să însoțesc fanfara Fișul Negru, este o fanfară binecuvântată de Domnul, cu care am făcut multe deplasări în țară, în străinătate și frații laudă din toată inima pe Domnul. Dorim ca și în acest frumoasă mijlocul dumneavoastră, lauda lor să fie adresată celui care merită toată lauda, celui care este Domnul nostru și care merită lăudat să fie în cer și jos pe pământ. Amin. Cum ascultat în fara Fișul Negru, cântând spre slavă Domnului, am putea să vă spun, dirijorul acestei fanfare este fratele Ruscuț Ghiță, Domnul să-l binecuvânteze. Cum ascultat în fara Fișul Negru și avem în mijlocul nostru și pe fratele Spătaru din Târgoviște, împreună cu sora Lidia, ei vor da slava pe Domnului. Thank you.
laude pe Domnul și cu trâmbița. Cerul spune că laudă pe Domnul cu trâmbița. Îngerii lui Dumnezeu laudă pe Domnul cu trâmbița. Și demnul psalmistului în psalmul 150 este ca și pământenii să laude pe Domnul cu trâmbița. Spune psalmul 150, versetul 3. Lăudați-l cu sunet de trâmbița. Dumnezeu este acela care iubește trâmbița și care iubește tantala. Spune cartea psalmilor că Dumnezeu, Domnul, înaintează în sunetul trâmbiței. Iar la toate mire, Dumnezeu va folosi trâmbița. Însuși Domnul, cum strigă, cu glas de arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va bucura din cer. Câteva cuvinte despre trâmbița. Trâmbița nu este invenția noastră, ci Dumnezeu a poruncit. Ea este creația lui Dumnezeu și El a poruncit să fie creată cu trâmbița. Cartea să fie creată trâmbița. Cartea Numeri, capitolul 10, versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, fă! Domnul a vorbit lui Moise și a zis, fă! Și îi spune lui Moise, fă-mi două trâmbițe de argint. Iată prima fanfară din Biblie. Două trâmbițe de argint. Și se arată acolo din argint bătut. Au fost apoi și trâmbițe făcute din corde berbece. Dumnezeu a arătat și scopul pentru care este creată trâmbița și fanfara. Când veți merge la război, spune Moise în cartea Numeri, când în zilele voastre de bucurie și la sărbătorile voastre, la zilele voastre noi, să sunați din trâmbițe. Și eu, Dumnezeu, eu care am făcut cerurile și pământul, eu voi auzi sunetul trâmbiței, eu voi aduce aminte de voi. Iată de ce este important ca trâmbița să fie folosită pentru lauda lui Dumnezeu, să fie o laudă curată, o laudă știută, o laudă învățată. Scrie Apostolul Pavel când scrie Epistola către Corinteni. Dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Cine se va pregăti de luptă dacă trâmbița dă un sunet încurcat? Și scrie Psalmistul, ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. Fie ca și noi să iubim lauda pe care o aducem din Dumnezeu. Să iubim și această formație, fanfară. Dacă pentru unele biserici fanfară este o povară, este nepocăiască, produce prea mult zgomot. Noi cei din Tăuci și fanfara Crișul Negru privește fanfara. Părinții, ascultăm din nou. După care vă